Aș vrea să zicem cu toții din toată inima noastră că lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Amin. În seara aceasta s-a citit un text care vorbește despre modul în care Domnul s-a descoperit lui Samuel sau despre chemarea pe care a avut-o pe Samuel. Și în seara aceasta vreau să vorbesc un pic despre chemarea pe care a avut parte Samuel și după aceea vreau să vorbesc despre chemarea pe care Dumnezeu ne-o face la mântuire și chemarea pe care o avem la slujire. Domnul să ne deschidă mintea și să înțelegem aceste lucruri. Amin. Despre Samuel spune cuvântul Domnului că era tânăr. Versetul, capitolul 3, versetul 1 spune că tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Mai jos îl spune că copilul Samuel. Deci l-a întrebat pe tatele Iosif, ce vârstă credeți că avea Samuel dacă într-un loc zice că era copil și într-un loc zice că era tânăr? Tatele Iosif s-a dat cu părerea și a zis că poate că mai puțin de 12 ani. Sincer să fiu și eu, cred că era un copil spre tânăr, spre un adolescent, poate mai mic decât un adolescent, dar tânărul acesta avea o slujbă în casa Domnului. De copil fusese consacrat acolo de mama lui, de părinții lui, înaintea Domnului și slujea Domnului. Dacă v-aș pune întrebarea, ce slujea Domnului Samuel? Vedem că, de fapt, în versetul 15 spune Samuel a rămas culcat până dimineața, apoi a deschis ușile casei Domnului. Deschidea ușile casei Domnului, probabil tot el era acela care le închidea. O slujbă mică, o slujbă neînsemnată. Ce mai slujea Samuel acolo? În versetul 1 spune așa, tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Ce înseamnă cuvântul acesta? Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Eli era acolo mare preot, era bătrân, era înaintat în vârstă. Spune că în vremea aceea Eli începea să aibă ochii tulburi, cu alte cuvinte spune mai jos un pic mai clar că de fapt nu mai vedea, era orb. Tânărul Samuel, copilul Samuel era în slujba acestui preot. Poate că îi aducea apă, poate că îi aducea mâncare, se ocupa de nevoile lui, de îmbrăcăminte, de haine, cine știe poate așa se îmbrace, nu știu cum, dar efectiv îl ajuta și îl slujea, era un fel de slugă preotului. Eli spune cuvântul Domnului că avea și el doi copii. Copiii aceștia slujeau și ei Domnului. Dar slujirea lui Samuel și slujirea băieților lui Eli era diferită. Eli erau preoți. Erau preoți în slujbă. Făceau slujba de preoți. Erau, se pare, mult mai mari decât Samuel. Și ei au început a păcătui înaintea Domnului prin faptul că disprețuiau închinarea care aducea poporul înaintea Domnului. Poate cum mi se întâmplă sau mi se întâmplă nouă câteodată să disprețuim o cântare, să disprețuim o poezie, să disprețuim fanfara și spune cuvântul Domnului că ei făceau un mare păcat înaintea Domnului. De ce? Zice că versetul 17 din capitolul 2 spune că tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat pentru că ne socoteau darurile Domnului. Ne socoteau, disprețuiau. Și după ce au început așa, au început să cadă mai adânc în păcat, că spune până acolo că se culcau cu femeile care erau la ușa cortului. Dumnezeu n-a fost nemulțumit de starea acestor doi băieți. A trimis un preot, l-a mustrat pe tatăl lor, pentru că nu-i mustră pe copiii lui, de aceea ca părinți avem datoria când copiii noștri trăiesc în păcat și mai slujești și Domnului să-i slujim. Și vedem că Dumnezeu îl mustră apoi prin Samuel pentru că zice, pentru că tu nu i-ai oprit. Nu i-ai oprit să mă slujească. Și dacă v-aș pune o întrebare, la ce vârstă își pierde un tată autoritatea asupra copilului? La 12 ani? La 14 ani când are buletinul România, în România, buletinul mână în România? La 18-21 de ani când e adolescent? Tinerii lui, băieții lui Eli erau mai mari de 21 de ani în orice caz. Și Domnul mustră aspru și îl pedepsește pe Eli pentru că nu a luat măsură disciplinare împotriva copilor lui care îl slujeau pe Domnul
dădând cinste Domnului și disprețuind slujba Domnului. Dar nu vreau să vorbesc în seara aceasta despre astfel de slujire. Tânărul Samuel slujea niște lucruri foarte mărunte Domnului, dar inima lui era toată a Domnului. Dacă v-aș întreba, cunoștea pe Domnul? Aici spune cuvântul Domnului simplu, că Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu fusese încă descoperit, în 3:7. Dar el îl slujea pe Domnul și într-o zi, într-o noapte mai precis, se dusese la culcare, în locul lui în care dormea, și a auzit un glas care striga, Samuele, Samuele. Probabil că glasul care striga semăna foarte mult cu glasul preotului, cu glasul lui Eli. El spune versetul 4, atunci Domnul a chemat pe Samuel, el a răspuns, iată-mă. Deci, când a auzit că l-a strigat, el a crezut că Eli îl strigase Domnul. El a răspuns, iată-mă. Și s-a dus și s-a prezentat, a alergat, spune Biblia. A alergat înaintea lui și spune, iată-mă că m-ai chemat. Ar vrea să fac o paralelă, la un moment dat, Filipa meu, nu răspundea când îl chemăm. Și sora mea a observat că nu strigă. Și a zis, o să fac acum cu tine antrenamente, de câte ori te strig, Filip, tu trebuie să răspunzi, sunt aici. Pentru că striga și nu răspundea, chiar dacă era oriunde era, nu răspundea. Și atât au strigat după el, până când s-a obișnuit și răspundea Filip, sunt aici, dar repede răspundea. Dar tânărul acesta avea în el acest obicei. De multe ori și eu strig pe copii, sau noi părinții strigăm pe copii și nu strigă, nu zic, iată-mă, sunt aici. Sau nici măcar nu fug la tine, strigă de parte, dar ce tot vrei? Nu? Întâmplă și lucrurile astea. Și dar tânărul ăsta nu era așa. Îl strigă prima dată bătrânul, era un bătrân, putea să-i zică, băi, nu știu cum, de ce tot vrei și noaptea nu mă lași în pace? Nu s-a ajunge ziua că toată ziua sunt în slujba ta. Aviz la copii. E bine să ascultăm, să slujim pe părinții noștri. Slujind. Și părinții vă slujesc. Să știți, vă slujesc mai mult decât slujiți voi de 10 ori. Vă fac și mâncare, vă dau și apă și vă spală și ani și să nu continui cât vă slujesc părinții voștri. De nu știu de câte ori mai mult decât voi. Dar când vă strigă, e frumos să răspundeți în primul rând și în al doilea rând să mergeți la ei. Domnul să ne ajute pe toți să fim așa, toți copiii și tinerii bisericii. Amin? Amin. Și tânărul acesta, când a auzit prima dată că l-a strigat bătrânul, preot, strigă, iată-mă, și fuge la ea și zice, iată-mă că m-ai chemat. Bătrânul Eli nu-l chema, să se duce ce s-a întâmplat copilul ăsta. Nu te-a chemat, zice, du-te și te culcă. Zice, Samuel s-a întors înapoi, s-a pus în locul în care dormea el, acolo în templu dormea, s-a pus acolo, s-a culcat și a auzit că strigă pe nume. Probabil că de două ori. Și a zis, iată-mă, data asta nu m-a alergat, dar s-a dus. Spune cuvântul Domnului așa de frumos, a doua oară că zice, și Domnul a chemat din nou pe Samuel, Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. A doua oară nu-i comentează, dar ce se întâmplă, dar ce mă tot chem, dar nu pot să chem pe fratele meu, dar nu pot să o chem pe sora mea, dar nu pot să chem pe nevastă ta, să zic așa, pe soția ta, pe mamă, nu? Nu comentează nimic la pietul bătrân. Merge iarăși liniștit și zice același vorbire. Iată-mă că m-ai chemat. Un caracter frumos. Un caracter ascultător. Un caracter în care Domnul se descoperă. Și bătrânul zice, nu te-am chemat. Du-te și te culcă. Poate că un pic descumpănit Samuel pleacă, se culcă iarăși și iar aude că-l strigă. Ce-i face tu? Sau ce-aș face eu dacă aș urmă cu Samuel, un copil? Poate era ca tine, de vârsta ta. Ce-i face când te cheamă a treia oră și ce? Nu te-am chemat. Te mai duce? Ai mai strigat, iată-mă, sunt aici, te duci repede. Baba, ce m-ai chemat? Nu știu ce am face, așa-i? E bine să facem ce trebuie să facem. Să ascultăm și să ne ducem. Chiar dacă nu înțelegem, chiar dacă zicem, dar n-are logică, dar chiar dacă avem atâtea lucruri în mintea noastră. Samuel se ridică ca de obicei, iată-mă, se duce și iată-mă că m-ai chemat. De data aceasta, preotul zice, mă, ce n-am miregă. Prima dată nu l-am chemat, a doua oară nu l-am chemat, a treia oară nu l-am chemat. Înseamnă că este altceva. Și zice lui Samuel, un sfat înțelept, poate că ar fi trebuit să înțeleagă, dacă nu din prima, din a doua.
Pe mine m-a întrebat Denisa, da, tata, dar dacă erai tu în locul lui Eli, tu știai din prima să-mi zici, vorbește Doamne că robul tău ascultă. Și am zis, nu cred că știam să zic din prima, nu, poate nici din a doua, poate nici din a treia nu știam să zic, vorbește Doamne că robul tău. Și atunci Eli îi dă un sfat copilului și zice, dacă vei mai auzi glasul, să răspunde așa, vorbește Doamne că robul tău te ascultă. Samuel se întoarce din nou în locul lui de dormit și unde dormea, în culcușul lui acolo se pune, se culcă, îl gândește-o fi fost în inima lui și în mintea lui. Nu știu dacă adorme sau nu, dar e clar, aude din nou glasul, de două ori strigă, Samuele! Samuele! Și răspunde. Omul cap în cuvânt care i-a zis Eli, nu mai zis robul tău, îi zis, vorbește. Vorbește, Doamne. Vorbește că robul tău, nu, zice, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Vorbește că robul tău ascultă, nu mai zis, Doamne, așa, 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 să fac ceva. Și răspunde chemării. Și atunci Dumnezeu, în bunătatea Lui, pentru că l-a ales văzând trăirea Lui simplă, trăirea Lui curată, ascultarea Lui, binevoiește să îi se descopere. Și îi dă un mesaj pentru bătrânul pe care îl slujea, un mesaj foarte aspru. Încă spune că Samuel s-a temut, i-a fost frică să spună judecata lui Dumnezeu asupra lui și asupra casei lui. Și totuși o spune când este întrebat. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre chemarea pe care o face Dumnezeu astăzi. Este o chemare la mântuire și este o chemare la slujire. Vreau să înțelegem că cine ne cheamă e mai important decât oricine ne-ar chema, indiferent că sunt părinții noștri, că e directorul meu la fabrică, că e șeful meu, că e președintele țării, e o chemare din partea lui Dumnezeu. Samuel, când a fost chemat de Dumnezeu, a răspuns și a zis, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Câteodată ne întrebăm și ca tineri, am vrea să știm cum ne vorbește Dumnezeu. Cum ne vorbește Dumnezeu? Pentru că și eu, Dumnezeu mi-a vorbit în primul rând, mi-a vorbit prin cuvânt. După aia mi-a vorbit prin prorocie. După aia mi-a mai vorbit prin alte feluri. Dar cu toții am vrea ca modul cum ne vorbește Dumnezeu să fie asemenea cum i-a vorbit lui Samuel, să se descopere într-un vis de noapte. Se vorbea joi aici, nu? Se descoperă în vise de noapte, în vedenii. Dar poate se descopere într-un mod supranatural. La sutașul Corneliu, nu? S-a descoperit printr-un înger și a zis, trimite în Iope și așa, așa, o să se spună ce trebuie să faci. Wow! Cum mai vrea să se descopere Dumnezeu? Care sunt modalitățile în care astăzi se descoperă Dumnezeu? O modalitate, dar nu vreau să insist în ea. În roman spune că Dumnezeu se descoperă când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile create de El. Așa spune. Când te uiți cu băgare de seamă, îți descoperă Dumnezeu și îți dai seama că este un creator. Dar modul cel mai popular, să nu zic cel mai universal care se descoperă Dumnezeu, știți cum este? Prin mesajul propovăduirii Evangheliei. Nici prin îngeri, nici prin vedenie, nici prin prorocie, nici prin ceva supranatural, Dumnezeu se descoperă prin predicarea Evangheliei. Dacă o să mergem în Romanii 10, capitolul 10, acolo sunt mai multe lucruri. Și versetul 13 spune, fiindcă oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Deci ca să fii mântuit trebuie să chem numele Domnului. Dar zice, cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi fără propovăduitor? Cum vine credința? Fiți atenți! Și cum vor propovădui? Vine prin propovăduitor. Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia.
Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Amin. Frații mei, așa vine credința. Eu vă întreb pe dumneavoastră și vă întreb pe voi tinerilor, va vorbi Dumnezeu? Poate zice, a, Sorin, dar nu vreau să-mi vorbească prin predică. Ba să știți că Dumnezeu așa vorbește. Dacă voi vedea când s-a înființat biserica din Galatia, din Galateni, dacă voi vedea bisericile care s-au înființat, toate nu s-au înființat prin îngeri. Și când a fost descoperirea lui sutașului Corneliu, îngerul trimite la Iope, cheamă pe Petru. Și prin ce s-a întors la Domnul? Prin înger sau prin ce a propovăduit Petru? Prin ce a propovăduit Petru? Deci în ziua de astăzi, chemarea lui Dumnezeu se adresează prin oameni. Poate că așteptați ceva măreț, ceva deosebit, ceva extraordinar. Știți ce să așteptați? Mesajul predicării. Trebuie să-l credeți și să-l primiți. E foarte important lucrul acesta. Dumnezeu te cheamă la credință. Dumnezeu l-a chemat pe Samuel. Samuel a răspuns. Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu un om în Ioan capitolul 3, citim despre Nicodim. Și era un învățător al legii și îi spune lui Nicodim, după ce Nicodim încearcă să-l așeze pe Domnul Iisus, știm că ești un învățător venit de sus și încerca să-l fure cu filozofia. Ce ne spune? Versetul 3. Ioan capitolul 3, versetul 3, zice, adevărat, adevărat îți spun, că dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Deci cum poți să intri în Împărăția Lui Dumnezeu? Este o singură modalitate, poarta cea sfântă, nu altă modalitate. Nașterea din nou. Versetul 5 continuă și în versetul 5 spune, Iisus i-a răspuns, a doua oară, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat pe Samuel cu vocea lui. Dumnezeu cheamă astăzi prin vocea predicatorilor. Cum trebuie? Ce înseamnă să te naști din nou? Ce înseamnă să te naști din nou ca să poți să intri în Împărăția Dumnezeu? Prima dată zice, trei, că nu poți să vezi. Versetul 5 spune că nu poți să intri. Ce-i nașterea din nou? De unde știu că sunt născut din nou? Știți ce produce nașterea din nou? Nașterea din nou o produce cuvântul lui Dumnezeu, pocăința împreună cu credința noastră. Lucrurile astea produc nașterea din nou. Pocăința, n-aș vrea să zic, am zice, putem să zicem simplu, numai credința, aș tăia din Evanghelie. N-ar fi o Evanghelie completă. Pocăința, știți ce înseamnă pocăință? Părere de rău? Să vezi păcatul ce este, să te lași de el și apoi credința în Hristos, punerea păcatului asupra lui Hristos și începerea unei vieți noi. Asta înseamnă nașterea din nou. În primul rând, credință. Poate că aștepți ca Dumnezeu să-ți se descopere. Dacă am pe inimă să pun pe un frate să depună mărturie aici și la vremea cuvenită am vorbit cu el și îl voi pune. Și l-am întrebat cum te-ai întors la Domnul și a zis, oh, întoarcerea mea n-a fost extraordinară. Și mi-ar fi plăcut, poate chiar în seara asta, să auzim mărturia lui, dar o să auzim. Pentru că mulți dintre noi, cei mai mulți dintre noi, dacă v-aș întreba, pentru cei care n-ați venit din lume, eu m-am întors din lume la Domnul și pot să spun mai clar. Și fratele Cornel a ajuns în lume când a mărturisit aici când s-a întors la Domnul. Și a putut să spună clar când a fost un moment clar de detașare a lui de lume. Și o întoarcere clară spre Dumnezeu. Dar când este vorba de copiii credincioșilor, este ceva vag, de multe ori. Și când a fost momentul când a avut loc nașterea ta din nou? Filip, că vrei să te botezi, a avut loc? Când a fost momentul? Vedeți, de multe ori este greu să răspunde la problema aceasta, pentru că nu știm un timp exact. Nu știm un moment exact. Pentru că momentul, știți când este? Momentul este atunci când tu te hotărăști de bunăvoie să te lepezi de păcat, să-ți mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu, să plângi cu adevărat, să rogi pe Duhul Sfânt să te conștientizeze de gravitatea păcatului înaintea lui Dumnezeu. Să-ți ceri curățirea și sfințirea și o credință nouă în inimă. Și făcând lucrurile acestea, după un timp,
Nu vei putea poate să spui clar când, în ce zi, dar vei simți la un moment dat ceva în inima ta. Inima ta zice, Dumnezeu te mai zice, Doamne Dumnezeule care locuiești în cele prea înalte. Inima ta începe să strige în Duhul tău, Tată, pentru că nașterea din nou a avut loc în tine. Nu poți să spui momentul, dar înfiriparea ființei dumnezești în ființa ta a fost când ai crezut. A fost o perioadă de incubație acolo și apoi ai ieșit la lumină și apoi ai o bucurie în suflet. Ai o mântuire în sufletul tău pe care n-ai avut-o înainte. Și atunci poți să zici cu adevărat, lăudat să fie Domnul. Și atunci, vedeți aici când stă de vorbă Iisus cu Nicodim, Nicodim nu înțelegea și Doamne, dar cum se poate un om bătrân să intre a doua oară în cutele cele maicii sale să naște? Nu se poate. Nu, Nicodim, nu e vorba despre nașterea din carne. E vorba despre nașterea din Duh. Pentru că în momentul când a avut loc nașterea din nou, fiți atenți ce spune aici. Zice, nu te mira că ți-am zis, deci Ioan capitolul 3, versetul 7, nu te mira că ți-am zis să vă naște din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi zvuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Ce înseamnă lucrurile acestea? Vântul suflă încotro vrea, nu știi de unde vine, nici încotro merge. Nu știi. Dar tot așa este născut cu Duhul. Începi să asculți și să auzi vocea Duhului când păcătuiește mustră, îți ceri iertare, lucrurile sunt schimbate, nu ca înainte păcătuiești și nu pasă. Și ce dacă? Și ce dacă? Toți fac așa. Nu! Ești născut din nou. Natura dumnezeiască este în tine. Nu înseamnă că Adamul nu este în tine și ai tendința să păcătuiești și că lupta e acolo. Nu înseamnă. Dar e o râvnă nouă pentru Dumnezeu, pentru curăție, sfințire, neprihănire. Moștenim de la părinții averia, educația, dar moștenim de asemenea înclinațiile, preocupările, gândurile, dorințele părinților. De multe ori vedem că copiii calcă pe urmele părinților. Și numai că ne naștem din nou. Știți din ce ne naștem? Din Dumnezeu. Întâi Petru vorbește despre nașterea din nou și vreau să citesc versetul 1:23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viață. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu mărturisit, prin predicator, cuvântul lui Dumnezeu primit, crezut, împreună cu pocăință, de naștere la nașterea din nou. Știți, dacă pui o sămânță de morcov în grădină, te întreb, iese un iepure din ea? Dintr-o sămânță de morcov? Nu. Dar dacă pui o sămânță de alună, iese o veveriță din ea? Nu. Dintr-o sămânță de morcov iese un morcov. Dintr-o sămânță de a lui Dumnezeu iese un copil al lui Dumnezeu. Amin? Zice, în 1 Ioan zice, și voi sunteți copii al lui Dumnezeu. Și ce s-a arătat? Nu vreau să merg mai departe. Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Amin? Pentru că ne-am pocăit, ne-am întors la Dumnezeu, am lepădat ce era lumesc și acum ne luptăm și mergem înainte spre care Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Amin. Dumnezeu ne cheamă la credință. Este o chemare lăuntrică. Aș vrea să întrebe toți tinerii. Va chema vreodată Dumnezeu la pocăință și la credință? Ați auzit chemarea? Ați răspuns chemării? Samuel a zis, vorbește Doamne că rogul tău ascultă. Poate că avem pretenții în modul în care ni se descoperă. Vreau să vă zic, începe cu pași mici. Începe cu pași mici. Dumnezeu se descoperă tot mai mult și tot mai mult. E foarte important în modul în care așteptăm descoperirea lui Dumnezeu. Așteptăm adeverirea Duhului nostru și împlinirea Duhului și botezul cu Duhul și toate astea. Dacă aștepți în curăție, în sfințenie, în ascultare, în Luca spune, cine este credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în lucrurile mari. Cine este necredincios în lucrurile mici, va fi necredincios și în lucrurile mari. Samuel era credincios în lucruri foarte mici. Deschidea ușa, închidea ușa, poate făcea curățenie, îl ajuta pe bătrân, lucruri mici. Noi ce ar trebui să facem? Ce ar trebui să așteptăm? În Timotei, capitolul 2, în Timotei, capitolul 2, versetul 21, 2 Timotei, spune, deci dacă cineva se curăță de acestea,
va fi un vas de cinste, sfințit, folositor. Fiți atenți, vei fi un vas folositor. Vrei să fii un vas folositor, stăpânul tău? Curăță-te. Destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. E foarte important lucrul acesta. Așteptăm descoperirea Dumnezeu în sfințenie. Și veți vedea că veți avea parte de descoperire. Va urma o descoperire mai profundă și până veți crește spre maturitate, vor fi mai multe pași, mai multe descoperiri. Am vorbit despre chemarea lui Dumnezeu la credință. Dumnezeu l-a chemat pe toți. Poate că n-ați răspuns chemării sau ați așteptat ceva supranatural. Dumnezeu vorbește prin oameni. În mai multe locuri din Biblie găsim lucrul acesta. Zice, voi sunteți trimiși și puterniciți. Cine? Noi. Important este să ascultați chemarea. Este o altă chemare despre care vreau să vorbesc acum. Chemarea la slujire. Samuel a răspuns Domnului. Și după aceea a rămas în slujba Domnului, ca proroc. Acum, chemarea aceasta la slujire, pentru foarte mulți este confuză. Când trebuie să încep să slujesc pe Domnul? Când trebuie să încep să slujesc pe Domnul? Păi, ca să slujesc pe Domnul, trebuie să fac o școală. Ca să slujesc pe Domnul, trebuie să mă pregătesc. Ca să slujesc pe Domnul, trebuie să fac aia și aia și aia și aia. Așa este? Așa este, oameni, așa. Ce părere? Vreau să spun, când te întorci la Domnul, ești născut din nou, începe slujirea ta Domnului. Nu este cea mai desăvârșită slujire. Nu este cea mai performantă, cea mai profesională, cea mai superbă slujire a ta Domnului. Dar începem să slujim pe Dumnezeu în lucrurile mici. Începem să slujești pe Dumnezeu. În ascultare. În lucruri micuțe. Cineva are nevoie de o vorbă bună. Este o slujbă Domnului. Că tu spui o vorbă bună, încurajezi pe cineva, ridici pe cineva. Poate că zici, nu știu care e chemarea mea. Eu nu știu cu ce pot sluji Domnul. Uite, sunt de atâția ani pe calea Domnului, sunt tânăr deja de atâția ani și nu știu la ce mă chema Domnul. Care e darul tău? Care e chemarea ta? Gândește-te bine. La ce ești tu bun să faci? Începe să practici, dacă ai fost bun când erai în lume, în ceva. Începe să practici în cele spirituale lucruri respectiv. Încearcă mai multe lucruri. Vezi care ți se dă mâna. Până nu bagi mâna în niște mănuși. Nu știi dacă care ți se potrivește, nu? Dar când ai băgat mâna în mănușa care ți se potrivește, deja o simți că este a ta, nu? Dacă bagi mâna într-o mănușă și vezi că degetul mic nu intră, că e cusută la degetul mic. S-a întâmplat să cumpăr mănuși la copii și două, trei degete erau cusute de nu căpeau degetele. Nu e aia mănușa care trebuie. Nu e aia chemarea ta. Sunt chemări care vezi că se potrivește. Poate că chemarea ta este să faci dărnicie. N-ai mulți bani. Dar ai făcut dărnicie numai cu $2. Ai cumpărat un sandwich la un coleg de-a tău când n-a avut ce să mănânce la școală, când ai fost cu el la McDonald's și ai văzut că el... Și ai simțit o bucurie în sufletul tău. Vezi că Dumnezeu te cheamă. Dumnezeu te cheamă la lucrarea aceea. Începe să o practici tot mai mult și tot mai mult. Sunt atâtea chemări. Sunt atâtea chemări din partea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să răspundem. Poate că zici... Da, știi cum e, frate Sorin, eu sunt mai retras, sunt mai rușinos, eu îi las pe alții mai îndrăzneți, eu... Știți, Biblia vorbește despre o pildă, despre pilda talanților. Unul dintre ei primise un singur talent. Și el era mai rușinos, să nu zic mai puturos. Și l-a îngropat în pământ, toate că a fost o muncă, și să-l îngroape în pământ, să-l ascundă și să nu-l fure nimeni din pământ și o vei un pic cu frică și dacă îl fură cineva când se face pământul. Dar totuși, când se face stăpânul, totuși l-a îngropat când a venit stăpânul, l-a întors, l-a dat și a avut o parte de o mare surpriză. A ajuns în iazul de foc. A zice, cum se poate așa ceva? Se poate. Zici, da, dar nu s-au predicat aici acum de curând, într-o joi seara, că vor fi mântuiți ca prin foc? Frații mei, să nu ne jucăm lucrurile acestea. Toți
toți, mare și mic, copil, tânăr și bătrân, este chemat să slujească. Nu poți să zici, frate Ghică, că eu sunt atent, se mai slujesc, așa că nu poți să zici, poți să zici. Nu poți să zici, frate Ghică, că Domnul te va întreba. Nimeni nu poate să zică, nici cel mai tânăr copil care în seara aceasta nu poate să zică, eu nu pot să slujesc. Vreau să spun, Dumnezeu ne va judeca. Am fost rământ, am fost gol, am fost închisoare. Când ai fost, Doamne? Dumnezeu ne cheamă la slujire pe toți, nu numai la credință. Credința merge mână-mână cu slujirea. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Câteodată cineva zicea așa un pic în glumă că așa îmi doresc de mult să... Este expresia asta, să o mai este aici, o repet. Și dacă după mine se închide ușa în împărăția lui Dumnezeu și cineva zicea în glumă, mă, tu știi ce concurență este pe ultimul loc din împărăția Dumnezeu? La, când ai la medicină sau la să devii avocat sau judecător sau un om mare, concurență foarte mare la facultate. Dar să știi că pe ultimul loc din împărăția lui Dumnezeu e mai mare concurență ca pe primele locuri. Pentru că toți vor măcar acolo să fie. Nu, frații mei, hai să ne luptăm cu râvnă, să slujim cu Dumnezeu pe râvnă. Pentru că concurența pe ultimul loc, care, aia care nu fac aproape nimic, e foarte mare acolo. Hai să facem mai mult pentru Domnul. Răsplătirile sunt mai mari, binecuvântările sunt mai mari. Să știți că este o întreagă binecuvântare să slujești pe Domnul. Nu te împotrivi chemării lui Dumnezeu la slujire. Știu că slujirea nu este ușoară. Nu este ușoară nici pentru mine, nici pentru Mircea, nici pentru fratele Iosif. Și fratele Iosif câteodată zice că nu mai poate. Nu ușoară pentru nimeni. Dacă ai întrebat pe un copil, câteodată și pentru un copil e foarte grea. Slujirea nu este ușoară. În orice post ai fi și funcție, dar cu Dumnezeu se poate. Mă gândesc la Moise care... Atâta timp când a chemat Dumnezeu în slujire. Știți că Moise a fost chemat Dumnezeu în slujire? Știți. Atâta s-a împotrivit și a zis, nu, Doamne, trimite pe altcineva, trimite pe cine e grea, eu dau Dumnezeu și semne. Dar până la urmă s-a dus. Și după ce s-a dus, și-a făcut cu bine slujba. Lăudat să fie Domnul. Așteaptă-te să intri în slujire la întoarcerea ta din nou la Domnul. De exemplu, m-am gândit la cineva. Hai să găsesc un exemplu din Biblie. Să nu scăpați că am vorbit așa. Când ești născut din nou, atunci trebuie să începi slujirea. M-am gândit la soacra lui Petru care a fost vindecată. În momentul când a fost vindecată, în momentul ăla, zice, s-a sculat și a slujit. Nu cred că ne trebuie ceva mai mult. Vreau să mă opresc aici. Și vreau să vă întreb pe toți tinerii. Începe să slujiți în lucrurile mici. Slujirea se face în trepte. Începeți cu primul pas, pocăință, credință. Slujirea se face în trepte. Chiar dacă nu este o slujire desăvârșită, slujiți pe Domnul. Și veți ajunge la nivele tot mai înalte. Pentru că niciodată nu poți să ajungi undeva mai sus să fii atât de pregătit cum ai vrea tu să fii. Niciodată. Nici n-am fost niciodată pregătit. Suficient. Dar am slujit cum am putut. Și Domnul revarsă binecuvântarea lui peste slujirea noastră. Și Domnul să ne dea har, putere și îndurare ca lui Samuel. Amin. Amin.